Bună dimineața tuturor! Într-o nouă săptămână, o nouă lună, o nouă anotimp, totul este nou astăzi. Și soarele chiar îl avem pe cer, așa că sper să facem lucruri noi frumoase pentru locuitorii Chișinăului și toate realizările pe care ni le propunem să se întâmple cât mai curând. Să demonstrăm că noi, interesul chișinăuienilor este o prioritate pentru noi și eu sper, înainte de a începe și a trece la ordinea de zi, fac un apel către consilierii municipali ca la următoare ședință a Consiliului Municipal să aprobe procurarea celor 50 de autobuse propuse pe ordinea de zi, precum și posibilitatea de asamblare la Chișinău la autobuselor în continuare, că avem mult prea multe probleme la acest capitol și sper ca consilierii să puie interesul locuitorilor Chișinăului mai presus decât dezbaterile politice și protestele și ieșirea din sală de ședință a Consiliului și blocarea agendei pentru a nu merge înainte la soluționarea problemelor. Este un lucru absolut inadmisibil. Îmi pare foarte rău că problema troleibuzelor nici nu a reușit să fie discutată la autobuselor, nu troleibuselor. Problema procurării celor 50 de autobuse nici nu a fost discutată la ședința anterioară, datorită protestelor politice din partea Partidului Liberal. Acest lucru demonstrează că interesele locuitorilor nu sunt considerate. Ei sunt lăsați să meargă în continuare cu autobuzele Flintstone și faptul că această nepăsare este demonstrată public este foarte preocupant. Vreau să transmit tuturor că bugetul municipalității aparțin locuitorilor Chișinăului și ei au dreptul să aibă parte de un transport decent și să stopăm acest, așa cum a fost scris de către un părinte pe Facebook, acest genocid față de copiii care merg în autobuze și în gheață. Iar consilierii pleacă demonstrativ de la ședința Consiliului, ea fiind amânată peste o săptămână, apoi peste două săptămâni și nici nu este clar când va fi adoptată această decizie pentru procurarea noilor autobuze. Acest lucru demonstrează încă o dată că dezbaterile și interesele politice stau mai presus în Consiliul Municipal decât interesele locuitorilor Chișinăului. Eu sper că acest lucru se va schimba și atitudinea și nepăsarea va dispărea, mai ales la capitolul ce ține de transportul public. La fel, până a trece la ordinea de zi, ați văzut, s-a făcut public, a nimerit la mine pe masă un raport ce ține de situația în domeniul arhitecturii municipiului Chișinău, în care s-au depistat cazuri de abuz a spațiului public care aparține municipiului Chișinău, s-au construit case în parcuri, a fost municipalitatea deposedată de terenuri în mod abuziv, lucru care este absolut inadmisibil. Tot acest raport va fi transmis organelor corespunzătoare de drept pentru a fi investigate persoanele care au abuzat și au deposedat municipalitatea de proprietate vor fi trase la răspundere, iar cei din cadrul municipalității care au admis acest lucru la fel vor purta răspundere corespunzătoare, fiindcă nu cred că nu s-a văzut sau abia astăzi s-a aflat despre acest lucru. Aceste construcții stau de mai mulți ani de zile pe aceste terenuri și întrebarea este de ce abia astăzi am descoperit
aceste lucruri și nu s-au luat măsuri mai devreme la acest capitol. Vom discuta cu preturile mai departe atunci când vom trece ordinea de zi și protocolul ședinței anterioare la capitolul preturilor, fiindcă avem situații absolut inadmisibile când pretorii încearcă să ne raporteze amenzi impuse, numărul de amenzi care este impuse agenților economici și eu descoper că aceste amenzi, domnul Rățoi, sunt puse întreprinderilor municipale, că dumneavoastră să aveți un număr mai mare de amenzi raportate, dumneavoastră aplicați amenzi întreprinderilor municipale. Adică nu mai avem altcuiva cui să aplicăm. La dumneavoastră nu există agenții economici care nu aparțin municipalității și ei toți sunt perfecți, ia că i-ați găsit pe ăștia unicii municipali care nu-și fac lucru. Eu nu zic că ei își îndeplinesc lucru perfect. Eu zic că ei aparțin municipalității și ei trebuie să fie să lucreze cu dumneavoastră în echipă. Și dacă noi înăuntru, între noi o să ne punem amenzi, ei sunt finanțați din bugetul municipal și dacă cineva nu își face lucru corespunzător, trebuie să fie anunțat despre asta persoana responsabilă de direcție care gestionează întreprinderea și să încercăm cumva să soluționăm problema astfel încât să nu ne jucăm de apunerea amenzilor întreprinderilor municipale, că am văzut cazuri când și direcțiile municipale se dau în judecată unii pe alții. Lucru care îmi pare absolut ieșit din orice înțelegere comună și normală, în loc să ne ocupăm cu lucru, în loc să închegăm o echipă care să lucreze împreună, toți cot la cot în soluționarea problemelor municipalității, noi ne punem amenzi unul altuia și ne scoatem ochii fără a merge mai departe, dând vina unul pe altul. Eu vă rog foarte mult, încă o dată, apelez către voi toți, tot ce ține de municipalitate, direcții, secții, cum mai sunt numite ele, departamente, întreprinderi municipale, noi toți suntem o echipă care suntem plătiți din bugetul municipal și avem obligația să îndeplinim lucru în favoarea cetățenilor. Și nu creați probleme artificiale și așa avem pe agenda un milion de probleme care nu sunt soluționate. Dacă noi o să mergem și o să pierdem timpul banii în judecăți, dându-ne unul pe altul în judecată, când o să fie rezolvate problemele din oraș? Sau asta la dumneavoastră e un fel de sport, oricum, să înțeleg. Uitați-vă, departamentul juridic îmi raportează mii de cazuri de judecat. Mai puneți-le și dumneavoastră pe a voastră deasupra, ca că e și așa jumătate din cât trebuie să fie acolo. Bine, haideți să trecem în revistă ordinea de zi a ședinței anterioare, că avem mult de lucru astăzi. Deci, am vorbit la ședința trecută divizul de cheltuieri referitor la Spitalul Clinic, domn Grozavo și la Mihai Eminețu. Ați făcut o estimare aproximativă. Deci, cât privește spitalul numărul 1, deci acolo sunt două variante. Sau sunt două divize deja expertizate în blocul principal al maternității, unul de 5 milioane și unul de 3 milioane, dar totodată acestea sunt incluse în bugetul municipal. Sau este blocul pediatric cu 4 etaje, unde dacă se fac doar lucrările pe interior sunt aproximativ 15 milioane de lei, iar dacă se face și reabilitarea exterioară și acoperișul sunt aproximativ 20 de milioane. Cât privește liceul teoretic Mihai Eminescu, domnul Codreanu va informa. Da. Mulțumesc. Cred că va veni delegația de la București și o să analizăm aceste propuneri ale dumneavoastră și vom decide. Domnul Codreanu, vă rog, referitor la limite. Mulțumesc. A fost făcut un deviz de cheltuieli pe mai multe săli, inclusiv sala sportivă, coridor etajul 3, săli de clasă, coridor etajul 4, 3 săli de clasă. Ele au fost deja expertizate, plus minus suma iese la 14 milioane 500. Dar dacă să vorbim și de reabilitarea
blocului clase primare, unde este necesar de schimbat și rețeaua electrică și tot. Atunci s-ar ridica în jur la 25 de milioane, deci asta ar fi plafonul maxim. Trebuie să vorbim că liceul are 50 de ani în 2019 și din pe parcursul a 50 de ani nu au fost făcute care investiții în afară de termoizolare, schimbarea geamului și anul trecut ce am reușit să facem o porțiune de acoperiș. În rest totul este vechi. Atunci de asta și se explică suma respectivă. Da, mulțumesc. Domnul Tucel, ați elaborat rutele pentru cele două autobuze. Da, domnul primar, Direcția Transport, săptămâna precedentă, cu specialiștii direcției, am elaborat acest itinerar de rute. El este destul de lung, eu aș propune să nu-l dau citire, să-l plasăm pe site-ul primăriei, să-l spunem dezbaterilor publice și mai este o necesitate de colaborare cu Direcția Cultură a Primăriei, care ne va ajuta să stabilim și punctele astea de atracții turistice, să le dezvoltăm pentru ghizi, eventual pentru... Aș putea să trec, dacă... Nu, eu cred că mai bine să-l expuneți public, să facem dezbateri, da. Că atunci când ele o să ajungă, deja să avem rutele prestabilite și, domnul Codreanu, rugați, vă rog, Direcția Cultură să se implice, să verifice și opinia lor referitor la aceste rute prestabilite. Este și pe hartă plasat, de fapt, o să fie... Da, eu cred că trebuie de făcut public pe site-ul primăriei, ca toți să vadă unde și cum o să fie această deplasare. Am înțeles că trebuie la fel să elaborați un proiect de decizie referitor la suplinirea sumei necesare pentru acoperirea financiară a străzii Caucaz din orașul Durlești. O vezi gata sau nu? Da, și acest proiect de decizie a fost elaborat de Direcția Transport, presupune 3 milioane de lei suplimentar din bugetul municipiului Chișinău. Am propus această modificare de buget să fie luată de la Direcția Transport la capitolul construcției capitale și transmis localității Durlești pentru reparația integrală a străzii Caucaz. Perfect, atunci transmiteți. Da. O să-mi transmit decizie atunci când eu voi convoca următorul Consiliu să o includem pe ordinea de zi. Am vorbit, domnul Mușuc, referitor la mașinile, evacuarea mașinilor de pe straza calea ieșirilor și porțile orașului. Domn primar, săptămâna precedentă de către angajați poliției capitale au fost stabiliți agenți economici, le-au fost înaintat prescripții și într-o zi două am să evacuăm, în deosebire cele care la ieșire de la aeroport, de la Sângeră, în primul rând. Pe calea ieșilor, tot. Calea ieșilor, 10 tot. Ani, îmi pare, da, că mașina ce. Înseamnă că săptămâna viitoare deja o să ne informați dacă când au fost sau nu, da, au fost evacuați. Este. Următorul punct a fost, prietorii în comun cu poliția de sector vor verifica curțile blocurilor unde sunt instalate legal barierele de control pentru acces și vor efectua lucrări ce țin de, dacă vă aduceți aminte, am pus în dezbateri și în discuții evacuarea și scoaterea tuturor barajelor ce țin de raportul care a fost prezentat de Inspectoratul General pentru Stări Excepționale și Urgențe. Și am primit o notă informativă, adică notă informativă. L-am rugat pe domnul Grobovski să treacă în revistă ce s-a făcut și unde s-a intervenit. Înțeleg că în sectorul centru au mai rămas o parte din lucrări pentru a fi efectuate. Sectorul Botanica din 15-7 au fost înlăturate, mai aveți adrese unde nu ați intervenit. Mai sunt la Buiucani 9 din 24 pentru ca să interveniți adrese, eu am în vedere. Nu, toate aici sunt toate care cu Borno Skylift. Într-adevăr, s-au intervenit la toate, dar au rămas. O să vedeți raportul împreună cu domnul Grobovski, fiindcă este important ca să intervenim la toate adresele care au fost expuse. În sectorul Rășcani mai aveți de lucru, văd că mai mult de practic jumătate. Și ceea ce am fost surprinsă este că în sectorul Ciocana nu s-a făcut nimic. Dar doamna pretor este sau nu este? De ce nu s-a intervenit deloc, doamna pretor?
La noi situația este un pic mai diferită decât în celelalte sectoare. Noi am convocat o ședință, cum am raportat săptămâna trecută, cu gestionarii fondului locativ și monitorizarea și ridicarea barajelor respective vor fi efectuate împreună cu comisia care a fost, prin dispoziția preturii, a fost convocată împreună cu colegii de la pompieri, gestionarii fondului locativ și colegii de la poliție. Și dat fiind faptul că noi avem și o problemă cu întreprinderea de prestări servicii și nu avem unde evacua aceste baraje și gherete, avem o problemă. Noi deja le stocăm în niște locuri unde nu prea avem permisiune. Dar parcursul săptămânii, noi săptămâna trecută am avut iarăși o ședință cu gestionarii, am monitorizat situația și vor fi evacuate toate în câteva zile. Pentru că este o situație un pic diferită decât în celelalte sectoare. Și aici, lista care am primit-o la pompieri, acolo nu sunt numai baraje, sunt și blocuri de beton care trebuie să fie evacuate nemijlocit de gestionari. Sunt porți, sunt în curți, multe lucrări amenajate de locatari. Și nu este așa de simplu, este o chestie, din punct de vedere juridic, trebuie să facem corect, ca să nu avem cu locatarii probleme. Eu sunt de acord, dar fiindcă restul au aceleași probleme, restul preturilor, dar ei măcar au intervenit, dar la dumneavoastră chiar nicio adresă, toate adresele sunt complicate. Nu la toate, la noi e o leacă altă situație. Bine, dacă aveți probleme cu stocare, faceți o ședință comună împreună cu direcția locativ comunală și direcția transport. Noi în municipalitate avem foarte multe spații care pot fi folosite. Sunt întreprinderi cu zeci de hectare care nu sunt folosite, hectarele celea, și depozitați acolo unde este posibil și interveniți, vă rog, în situațiile astea, fiindcă sunt situații ce țin de securitatea oamenilor. Și la săptămâna viitoare îl rog pe domnul Grabovski, iarăși sunt prezinte lista care nu s-a intervenit. Și vă rog, doamnă Prietor, să interveniți dumneavoastră acolo unde aveți să implicați și alte unități, atât de stat cât și municipale, pentru a înlătura tot ceea ce ați găsit. Sper că lucru care îl faceți se ții la fel și de barierile astea de control. Deja dacă vă apucați să faceți curățenie, faceți și cu barierile de control, care în genere nu au nicio legalitate și ele pot fi scoase fără implicarea altor organe, atât de stat cât și municipalitate, din partea municipalității. Domn Balaur, de a vedea și a face o analiză a documentației la construcția nouă de pe Bulevardul Moscovei 2. Da, domnul primar, s-a verificat într-adevăr legalitatea, este și certificat de urbanism, este și autorizație. Am raportat și săptămâna trecută. Doar din partea preturii este în cazul în care cuișirea la fața locului pentru amendarea punelor, în cazul în care scoate gunoiul din lipsă șantier în stradă. Și domnul Grozavu. Eu vreau să adaug. Deci această construcție, deci a fost autorizată de fapt în anul 2010, a avut toate avizurile necesare, însă ulterior s-a schimbat președintele APLP-ului, care nu a vrut să recunoască semnătura precedentului președinte. La momentul actual, deci au trecut toate instanțele de judecată, inclusiv este decizia Curții Supreme de Justiție din 5 iulie 2017, am verificat personal la fața locului vinerea precedentă. Încălcări care ar putea să aducă la stoparea construcțiilor nu sunt, nu era niciun locatar la fața locului care ar fi avut careva pretenții. Deci, în continuare vreau doar să menționez un singur fapt. Atunci când a fost restabilită terasa magazinului Artvest, aceasta este vorba de magazinul Artvest, a fost exact aceeași procedură, deci o parte din inclusiv foști colaboratori sau actuali colaboratori de la noi, care au încercat, nu știu din ce cauză, să împiedice buna desfășurare a lucrărilor. Noi vom monitoriza în permanență acest șantier pentru a exclude careva încălcări și probleme care pot să apară. Domn Prietor, vă rog să fiți atenți cu adresa dată, dacă o să apară probleme, ne informați. Asociația Spațiilor Verzi de a organizat defrișarea și evacuarea crengilor în preajma străzii Matei Basarab 2. Doamna Leahu. Doamna Nicrei,
finalizarea listei cadrelor didactice care nu dispun de spațiu locativ și identificarea soluțiilor pentru această problemă. Inspectarea grădiniței numărul 177, domnul Codreanu, înțeleg că a fost la grădiniță, și povestiți-mi, doamnă Negre. Da, doamnă primar, am examinat minuțios lista cadrelor didactice și non-didactice care nu dispun de spațiu locativ. La moment avem 82 de cadre didactice care fac naveta din afara municipiului Chișinău și 158 locuiesc în suburbii. La capitolul cadrelor non-didactice avem 87 de cadre de personal ce fac naveta din afara localității. În total 169 la primul aspect, vorbind despre identificarea posibilității de alocări suplimentare la salariu pentru achitarea drumului, am calculat suma ca și necesitate estimativă de 930.000 de lei anual. Este un aspect. Cel de-al doilea aspect, cu referință la căminele la care s-a făcut referință, suntem în estimarea necesității bugetare pentru reparații. Da, în grădinița 178 au fost o plângere de la un părinte că gardul este în stare avariată. Eu vreau să zic că situația pe care am găsit-o la grădiniță, undeva 95% din grădiniță au gardurile în stare avariată, dar gardul este din metal, e în beton, el nu cade, el este puțin lăsat pe o parte pe anumite porțiuni. Acum directorii de grădiniță împreună cu asociațiile de părinți trebuie să decidă care sunt prioritățile de investiții în fiecare grădiniță, atât timp cât noi am insistat ca bugetul să fie plasat public pentru toți să fie văzut. Pentru 2018, grădinița 177 a stabilit împreună cu părinții prioritatea grupurilor sanitare, pentru că sunt într-o situație mai gravă. Anul trecut au reparat blocul alimentar, anul ăsta grupul sanitar, și pentru la anul vom vedea bani, dar nu pentru doar grădinița respectivă, cum am zis, majoritatea grădinițelor au garduri mai bune sau mai rele. Deci aici nu există stare de avarie, cum a fost menționat, că poate să cardă gardul și prezintă pericol pentru copii. Eu am mers pe tot perimetrul, el este de beton, el stă bine, doar că e înclinat pe anumite părți unde parchează mașinile. Bine, atunci ultima întrebare a fost, noi am discutat identificarea soluțiilor, tot ținind de dumneavoastră, domn Codreanu, pentru păstrarea în condiții corespunzătoare a mâșcilor maestrului Glebu Săinciuc. Eu am avut o întâlnire cu familia Săinciuc, am să vorbesc cu Muzeul Chișinăului și cu Muzeul de Arte să vedem care sunt condițiile lor pentru a lua la păstrare măștile respective. Acum există mai multe posibilități de a asigura condițiile respective, dar ei ce doresc e un muzeu în curtea casei unde locuiesc ei. Însă acolo există un litigiu cu vecinul care a procurat o parte din casă și acum noi nu putem veni cu careva investiții sau devizi de cheltuieli pentru a construi un muzeu. Am rămas la decizia că după ce va fi soluționat litigiul respectiv, Chișinău, municipiul, va identifica sumele necesare de bani, eventual pentru un parteneriat, ca să putem să facem un muzeu în curtea blocului. Iar până atunci am să am discuții cu Muzeul Chișinăului sau Muzeul de Arte să vedem condițiile de păstrare. Bine, atunci o lăsăm pentru încă o lună ca să vedem s-a soluționat sau nu problema dată. Astăzi o să avem pe ordinea de zi vom avea menținerea ordinii publice, tradițional situația epidemiologică, și vom vorbi despre planul de investiții și raportul care ne va fi prezentat de întreprinderea Lumtech. Vă rog frumos, domnul Șuc. Bună dimineața, am să aduc la cunoștință situația operativă și situația accidentală săptămâna precedentă, apoi am să trec la situația accidentală parcursul la două luni. În teritoriul municipiului Chișinău săptămâna precedentă, în total au fost înregistrate 250 de infracțiuni, au fost descoperite pe urme fierbinți 195 și 27 de crime au fost anterioare săvârșite, au fost descoperite. De către Poliția Capitală, în total au fost întocmite 1200 procese contravenționale, au fost aplicate amenzi de 966.000 de lei și sunt achitate parcurs la 72 de ore, 218.000. La dispeceratul 902 a parvenit în total 1012 informații. Bătrânul reacționar operativ a Poliției Capitale a reacționat la 724 de informații, a reținut în flagrant 12 persoane, 5 persoane care se afla în căutare și totodată au fost documentați 85 de persoane contravenționale.
Situația accidentală săptămâna precedentă au fost înregistrate 28 de accidente rutiere, 34 persoane au rămas traumatizate și cu păreri de rău, iar de nou avem o persoană care a decedat în urma accidentului rutier care a avut loc la data de 28 în jur la orele 12:10 pe strada Ștefan cel Mare. În afară de 628 de accidente rutiere, deja sunt stabilite 5 cazuri, nu s-au respectat viteza, 2 persoane se află în stare de ebrietate și totodată au fost lovit 8 persoane pe trecerile pietonale. Efectuând analiza dată, toate persoanele care au fost lovite pe trecerile pietonale, primul caz a avut la orele 8 dimineață și a doilea și ultimul, adică 8, a avut loc în jurul la orele 19, adică parcursul zilei, nu în timpul nopții. Acum dimineață deja avem înregistrat 5 accidente rutiere, o persoană a decedat și 4 persoane sunt traumatizate. Părere de rău, accidentul dată a avut loc la strada Băcioi Noi, Dacia, unde s-au tamponat 2 unități de transport și o persoană din unitatea de transport a decedat la fața locului. Cu păreri de rău, asta e realitatea cu privire la situația accidentală. Parcurs la două luni, teritoriul municipiului și Chișinău, în total au fost înregistrate 171 de accidente rutiere, 11 persoane au decedat și 200 persoane au rămas traumatizate. Cel mai multe accidente rutiere au fost înregistrate pe teritoriul Buiucani. 43 de accidente rutiere, 3 persoane au decedat și 58 persoane au rămas traumatizate. La Buiucani au fost înregistrate 30 de accidente rutiere, 3 persoane decedat și 33 de persoane au rămas traumatizate. Sectorul centru, 41 de accidente rutiere, 3 persoane decedat și 47 persoane au rămas traumatizate. Ciocana, 19 accidente rutiere, 25 de persoane traumatizate. Și la Rășcanu au fost înregistrate 38 de accidente rutiere, 2 persoane au decedat și 37 de persoane au rămas traumatizate. Dintre acestea, 171 de accidente rutiere, pe 31 de cazuri e stabilit că au depășit viteza, 3 persoane au decedat și 30 persoane au rămas traumatizate. 5 persoane au fost stabilite care conduceau în stare de ebrietate, unitatea de transport, o persoană a decedat și 13 persoane au rămas traumatizate. 11 accidente rutiere din 171 aici nu s-au respectat distanța și 15 persoane au rămas traumatizate. Accidente rutiere cu implicare peitor, în total au avut loc 82 de accidente rutiere, 6 peitori au decedat, 78 persoane au rămas traumatizate. La Botanic au fost înregistrate 14 accidente rutiere, un pieton a decedat, 13 traumatizați. La Buicani 19 accidente, un pieton a decedat, 18 traumatizați. Sectorul centru, cel mai multe au fost înregistrate 21 de accidente, 3 au decedat și 20 traumatizați. La Ciocana 6 accidente rutiere cu implicare pieton, 6 persoane au rămas traumatizate. Și la Rășcanu au fost înregistrate 22 de accidente rutiere, o persoană au decedat și 21 de persoane au rămas traumatizate. Accidente rutiere cu implicare pietonilor pe trecere pietonale. În total au fost înregistrate 43 de accidente rutiere, 2 pietoni pe trecere pietonală au decedat și 42 de persoane au rămas traumatizate. La Botanic au fost înregistrate 7 accidente pe trecere pietonală, 7 traumatizați. Buicani 6 accidente, 6 traumatizați. Sectorul centru 12 accidente rutiere, 2 pietoni pe trecere pietonală au decedat și 11 persoane au rămas traumatizate. La Ciocana 4 accidente rutiere, 4 traumatizați și la Rășcanu ca 14, 10 accidente rutiere și 14 persoane au rămas traumatizate. În ziua de marți au fost înregistrate cele mai multe accidente rutiere, 42, 4 persoane au decedat și 43 de persoane au rămas traumatizate. În perioada de timp de la ore 8 dimineața până la orele 20 au fost înregistrate cele mai multe accidente rutiere, 119, 135 persoane au rămas traumatizate. Și de la ora 12 până la orele 22, 10 persoane au decedat. Accidente rutiere cu implicare minoră. În total au fost înregistrate 13 accidente rutiere, 16 minori au fost traumatizați. Cele mai multe accidente rutiere la ziua de azi au fost înregistrate bulevardul Ștefan cel Mare. 10 accidente rutiere, o persoană a decedat și 12 persoane au rămas traumatizate. Calea Ieșor, 8 accidente rutiere, o persoană a decedat și 9 traumatizați. Decebal, 7 accidente rutiere, 2 persoane au decedat, 63 de persoane au rămas traumatizate. În rest, așa merge în descreștere. În total au fost înregistrate 1769 de accidente rutiere mici, adică care au fost documentate conform articolul 242, alineatul 1 și alineatul 2. Dintre aceste 1769 de accidente rutiere, 515 deja este stabilit că au depășit viteza, 6 persoane se aflau în stare de ebrietate și 337 de persoane de accidente rutiere, adică nu au respectat distanță. Au fost intentate 45 de cauze penale pe conducători auto care conduceau unități de transport în stare de ebrietate. Asta e tot, domnul primar.
Bună dimineața! În săptămână de supraveghere epidemiologică cuprinsă între 19-25 februarie, instituțiile medico-sanitare publice și private din municipiul Chișinău au raportat 4.349 de cazuri noi de infecții acute ale căilor respiratorii. În comparație cu săptămâna precedentă, când s-au înregistrat 3.846 de cazuri. De asemenea, în perioada de raportare s-au atestat cazuri de boală la 2.961 de copii cu vârstă de până la 17 ani, astfel constituind 68,1%. Cei mai afectați sunt copii de vârstă de până la 6 ani, numărul acestor fiind de 1.659 de cazuri. Dintre ei, 656 de cazuri sunt copii instituționalizați. În perioada menționată au fost internați 86 de bolnavi, 43 din ei fiind copii. Rata copiilor spitalizați a constituit 50%. În perioada de raportare, municipiul Chișinău au fost înregistrate 114 cazuri de gripă sezonieră, inclusiv 94 de cazuri cu copii de vârstă de până la 17 ani. În total, la începutul anului, în municipiul Chișinău au fost înregistrate 271 de cazuri de gripă. Atâta-i tot, vă mulțumesc. Mulțumesc, domnul Banova. Trecem la următor capitol. Lumtehnic va prezenta planul de investiții și un raport referitor la starea de lucruri la întreprindere, vă rog. Bună ziua și vreau să vă fac o prezentare de întreprindere noastră, Lumtech, ce conține de planuri și de... De planuri și de ce vrem să facem în anul 2018. Pentru serviciul de întreținere și sistemul de iluminat public pentru anul 2018, în bugetul municipal al primăriei Chișinău au fost alocate 21.000 de lei. Milioane. Prioritatea pentru anul 2018 se preconizează prelucrarea lucrării de iluminat a trecerilor pe tonale din orașul Chișinău. Cum puteți vedea, din partea stângă ce era și din partea stângă ce deja au făcut. Asta câteva pozele care vreau să vă arăt. Ce mai departe nu vrea? Stradă Muncești, de pildă și ce e vrea. Pentru confortul lucrării în Chișinău și de capitale, atenție de ce în anul curent se acordă luminare public pe parcuri și scoarele orașului. Conform planului de reabilitare a rețelelor de iluminat în următoare parcuri, care sunt deja în plan, la Izvor, Rășcani, Valea Morilor și Valea Trandafirilor. La Izvor se privede montarea 22 piloni adăugători, care există și 22 piloni adăugători și 44 corpuri de iluminat, de LED, ce consumă sumă aproximativă de 240.000 de lei. Valea Morilor se privede montarea 14 piloni și 40 de corpuri de iluminat LED, sumă circa 250.000 lei. Рашкань се приведе ин периметру стразі Олега Русо, Браніщі ши Дмитру Рашкану. Се приведе монтаря 55 ді пілонь ши корпу Дюмінат Лен. Ін сума ді чірка 500 міді лей. Аста і тот і парку Рашкань. Un amplu proiect de modernizare luminarea publică va fi implementat și în parcul Valea Trandafirilor. Acest proiect privede montarea 304 piloni cu corpuri de iluminat LED, care implementa standardelor europene și internaționale. Costul acestui proiect e de prin deviz de proiectare 6.000 de lei. Asta ce planul și ce va fi de făcut. 6 milioane. În capitolul apare este programul de implementare și tehnologii LED. Pentru anul 2018 se privede înlocuirea corpului de iluminat existent cu corpul de iluminat din bază LED pe străzile Ciuflea,
de schimbat corpului, ce am zis, da, 41 de corp, viaduc 226, Alba Iulie 340, Cale Ieșerul 312, pe Bulevardul Moscovei 243, Bulevardul Chiei 98, Mircea Bătrân 182 și pe Piața Marea Dunării 38 de corpuri de eliminat LED. Asta ce am vrut să vă, pozele care deja sunt pe strada Petricani, spre aeroport, Ștefan cel Mare, ce deja am făcut. Totodată, în anul curent, se vor continua lucrările de prestare a iluminatului public în curțile de blocuri, pentru care în bugetul municipal au fost alocate surse de finanțare în sumă de 3 milioane de lei, cât și eliminarea teritoriului instituțiilor bugetare din municipiul Chișinău, pentru care au fost alocate surse finanțare în sumă de 3-5 milioane de lei. Asta cum puteți vedea din partea dreaptă ce era și din partea stângă ce deja se face. Asta ce ține de ce avem de planuri, dar totuși avem și o problemă care vreau să vă ridic, că de mult timp suntem nevoiți de exploatarea rețelelor electrice din luat public care nu sunt transmite la balanț între prindinile în tech. Rețelele electrice de luminat public, de care vreau să zic, asta gara feroviară, cascadul, parcul Valea Morilor, Burval, Dacia, drumul spre aeroport, Ștefan cel Mare, Negruțe, Alexandrie, sectoarele de case particulare de Sorbie, în Vatra, Codru, Criuleni, Durleș, Singer, asta tot rețelele care au fost construite și nu sunt transmite pe balanța întreprinderii noastre. Eu vă rog foarte mult, domnul Tucel, dumneavoastră ca șef de direcție, ocupați-vă, rog, lista asta cu activii care de fapt aparțin LumTech, că e din bugetul municipal, ei trebuie să întrețină aceste instalații, ei nu pot să întrețină, nu este legal să întrețin instalații care nu se aparțin ții, conform legii, dumneavoastră știți lucrul ăsta. De-aia vă rog, vă dau un termen maximum, o lună, ca toate rețelele, instalațiile electrice, care trebuie să fie transmis la bilanțul LumTech, să fie transmis la bilanțul LumTech și să nu stea împărțite prin tot orașul, ba la o direcție, ba la o întreprindere, ba nu știu unde, nimeni nu știe cui aparțin și așa mai departe. Pe urmă vine curtea de conturi și ne trage de urechi că cheltuim banii municipali pe lucruri care nu ne aparțin nouă. Mai mult ca atât, acestea sunt active care constituie trebuie să fie la bilanța întreprinderii și întreprinderea, avându-le la bilanț, devine o întreprindere mai consistentă și mai, dacă vreți, mai sănătoasă din punct de vedere financiar și este mult mai ușor să o gestionezi pe viitor dacă are nevoie să preia un credit și așa mai departe, pentru că ăsta este capitalul întreprinderii care trebuie să fie introdus înapoi la bilanțul întreprinderii. Cei că Direcția Construcției Capitale a făcut lucrări nu știu care, nu înseamnă că astea sunt rețelele care aparțin Direcției Construcții Capitale. Ei sunt obligați să predea aceste active la bilanțul LumTech. Lista o aveți, așezați-vă împreună cu domnul Butucel, identificați cui aparțin rețelele, cui, unde se află, că nici nu aparțin, că ele se află în aer acum toate. Pe hârtie, toate aceste hârtii se transmit frumos la bilanțul LumTech și faceți o întreprindere regulă în cadrul interior a întreprinderii, dată că sunt mult prea multe lacune care le-am descoperit. Vreau să vă întreb, domnul Buță, am înțeles, mi-ați prezentat lista cu 100 de întreprinderi private care erau conectate la rețelele de iluminat public. Câte întreprinderi au fost excluzie, ca să-i spun așa, sau cel puțin le-ați transmis ce ați făcut cu tema dată? Da, domnule Sine, lucrăm în direcțiunea asta, am transmis scrisoarele pentru întreprinderile care sunt conectate de la rețea și am scris scrisoare pentru rezilierea contractorului și de conectare de la rețeaua de electricitate. Drum e un pic complicabil, dar totuși lucrăm în asta și o treime de amu sunt preîntâmpinat că asta trebuie să facă lucru. Cu alții lucrăm și le dăm scrisoare prin poștă de amu, fiindcă așa tot nu vreau să primesc să zic că au contractul care noi vrem să realizăm. Domnul Buț, eu vă rog,
eu vă dau maximum 10 zile ca să reziliați toate contractele care le aveți, dacă le aveți în genere, și pe cele care nu le aveți, îi dați în judecată de unde s-au conectat și cum s-au conectat la rețeaua dumneavoastră. Noi nu avem nevoie de întreprinderi căpușe care să stea pe spatele iluminatului public municipal. Dacă au nevoie de consum, să se ducă la cei care prestează astfel de servicii și nici de cum la întreprinderea municipală care are grijă de iluminatul public și nu are grijă de distribuția energiei electrice. Bine? Da, bine. Ce vă spun, cu toate avem contracte, dar da, eu am înțeles. Faci da, lucru și acesta, da. Și ultima ce am vrut încă să zic, aici vedeți un telefon de, asta e telefon de dispecizat și eu am văzut că foarte mult sunt plângeri de la persoane prin internet, prin multimedia, prin scrisori, prin telefon. Eu mă gândesc că este telefon dispecizat care e timpul cel mai scurt pentru rezolvarea problemelor care sunt în oraș. El acolo este disperat care îi scrie și în scurt timp toate problemele cu iluminat vor rezolva. Deci faceți un apel public către cetățeni, da. Dacă au o problemă să apeleze la telefoanele date. Da. Domnul Brânzaniu, publicați telefoanele date și pe site-ul primăriei ca să intervină atunci când au problemele oamenii să telefoneze direct la dispeceratul Lumtech ca să se întreprindă măsuri cât mai rapide în vederea soluționării problemelor cu iluminat. Mai aveți comentarii? Da, mulțumesc, asta e tot ce îmi vreau. Domnul Tucel, pregătiți, vă rog, toată tema cu activele ca să le transmit la bilanț prin Consiliul Municipal, așa înțeleg că toate temele astea trec prin Consiliul Municipal. Eu am înțeles că existau interese ca aceste active să nu fie transmise la Lumtech. Sper ca consilierii să aprobe ceea ce este legal să fie transmis la bilanțul întreprinderii municipale și să eliminăm schemele acestea dubioase de active fără control din municipiu. Începem de la Lumtech și o să continuăm mai departe, fiindcă avem mai multe întreprinderi care au aceeași situație. Sunt mulți interesați să preia activele primăriei municipiului și își creează companii de deservire separat, că apoi cer bani din bugetul municipal, cum că este în interesul public. Și apoi urmă găsim în buget la doamna Jalbă o sumedenie de întreprinderi private care sunt finanțate din bugetul municipal și n-au nicio atribuție la buget. Mai mult ca atât, recent am descoperit o schemă similară la o companie care primul an de activitate avea la deservire același număr de obiecte și costa 3 milioane de lei. A doilea an Consiliul a aprobat 7 milioane 800 de lei și acum pretind la majorarea sumei date. Este inadmisibil lucrul ăsta. De aceea, ceea ce aparține municipalității va fi gestionat de întreprinderile municipale. Întreprinderile municipale vor fi transparente și vor face tot posibilul ca costurile să fie reduse și nici de cum majorate așa cum s-a făcut pe parcursul ultimilor ani, nu la o singură întreprindere municipală. Acum trecem la, dacă nu mai aveți comentarii la tema Lumtech, trecem la tradiționalele probleme care ne parvin din diferite surse. Astăzi am primit o scrisoare de la întreprinderea municipală MGFL numărul 11, care s-a plâns că sunt amplasate în sectoarele particulare. Se confruntă cu problema terenului de colectare a deșeurilor situate în strada drumului Schinoasei 1, fracție 1. Platoul dat este destinat pentru consumatorii din blocuri locative aflate în preajma terenului. Vă rog frumos autosalubritatea să intervină pe teren, să vadă ce se întâmplă acolo și să reamplaseze. Am înțeles că aici este o cerere ca să fie reamplasat locul unde se colectează deșeurile, fiindcă el încurcă atât la oameni cât și la întreprindere ca să facă curat. Avem o situație în ceea ce ține altă plângere. Vă implor în numele nenumăratelor mame cu micuții săi care stau în spațiu în an. Mama și copilul spitalului e nostru? Nu e nostru. Nu e nostru. O să-l transmitem la guvern atunci cererea dată. Noi, mame, și condiții strașnice, faceți
Condiții stacnice din secția de copii. O să transmit la guvern. Îmi cer scuze, dar cât timp o să se adauge gheretele pe strada Testimițeanu 22? Oare nimeni nu vede ce se petrece? În fiecare an se adaugă câte o gheretă. Unde este Testimițeanu 22? Păi acu' e centru, domnul Catastrofă acolo. Noi o să intervenim, avem un plan special ce ține de acest sector și deja am înțeles că s-au făcut studiile și cred că în următorul apropiat, foarte curând, vom interveni. Добрый вечер, извините, что пишу вам так поздно. Дело в том, что экономический агент, который находится по адресу Каля Ешелор, 14 фракции 3, на протяжении многих лет кидает мусор к бакам, которые находятся по адресу Каля Ешелор, 16 фракции 3. В январе пошел в полицию, был составлен протокол, экономические агенты пообещали больше так не делать. Позавчера они в темноте, в темное время суток опять начали носить к нам свой мусор. Вчера я был в полиции, мне пообещали с этим разобраться. Сегодня утром у экономических агентов была полиция, но к вечеру, когда стемнело, экономические агенты продолжили носить свой мусор к нам. Вечером у них domnul pretor, interveniți, vă rog, pe adresa asta și vedeți ce se întâmplă cu agentul ăsta economic. Și dacă nu înțelege, puneți-i o amendă, mai puneți a doua, a treia, a patra, până o să înțeleagă că trebuie să aibă grijă de problemele lui și să nu pui pe spatele oamenilor. Давайте вместе начнем с чистоты. Протяните руку. Видео, где Global Spirit Каля Ешелор. Бине, аста. А, aici spune că în adresa Calea Ieșilor 16, fracție 1, regia autosolubritate ne prijala больше года. Verificați, vă rog. Calea Ieșilor 16, fracție 1. Așa, în fața școlii primare Mircea Eliade de pe Columa, nu știu de unde au apărut câteva gropi deosebit de adânci. Domnul Butucel, asta la dumneavoastră. Au apărut odată cu dezăpezirea, cred că. Nu știu de unde, vedeți că asta e asta. Pe strada Columna. Luați la control străzile. Poftim? A, la drumul Schinoasei. La drumul Schinoasei, Calea Ieșilor 16, fracțiune. Nu, luați asta. Deci, sunt locuitori a Chișinăului din raionul Botanica. Mai precis, mă numesc Dinu Lipati. Eu am 36 de ani trăit aici și până acum, de când mă țin minte, am fost nevoit să mă folosesc de căldare sub lavoar și să merg afară la viceu, deoarece niciodată nu am avut parte de canalizare. Problema canalizării nu e doar în sectorul ăsta botanică. Este o problemă pe care am înțeles că avem o problemă în Chișinău, unde sunt sectoare care nu au canalizare și apă. Și oamenii trăiesc de 36-40 de ani și nu au canalizare. Unde s-a mai văzut lucrul ăsta? Eu cred că noi trebuie să avem o politică clară de dezvoltare a rețelelor de canalizare și apă în Chișinău, fiindcă nu este un singur caz. Dacă ar fi fost numai cazul de pe Lev Tolstoi, bine, am zis că e un caz particular, dar înțeleg? Poftim? Oamenii trăiesc mai rău ca la țară, fiindcă la țară mai au încă vânturi, dar pe nici vântul nu trece. Păi, eu cred că APCanal împreună cu Direcția Construcției Capitale trebuie să elaboreze. În primul rând, cred că dumneavoastră cunoașteți sectoarele unde este apă canalizare și unde nu este. Și să ne prezentați un proiect clar referitor la unde este nevoie de investiții, să evaluăm care sunt investițiile necesare pentru a extinde aceste sectoare. Nu putem spune că sunt sectoare noi și oamenii trebuie din contul lor să-și facă, fiindcă sunt sectoare unde oamenii trăiesc de 40 de ani, sunt sectoare care municipalitatea era obligată să intervină și este obligată, cred eu, să intervină la momentul actual. De ce eu vă dau o lună împreună, dacă vă reușiți o lună împreună cu Direcția Construcției Capitale să ne prezentați lista sectoarelor unde trebuie să intervenit și un caiet de sarcini ca să vedem unde precăutăm și de unde găsim bani ca să executăm proiectele date. Responsabil APCANA. Bine, doamnă Herță.
Și într-o săptămână e bine, dacă într-o săptămână e mai bine. Dacă într-o săptămână vă dau 10 zile, atunci peste o ședință ne prezentați lista, costurile estimative și soluțiile, caietul de sarcini pentru executarea lucrărilor date. Mai aveți comentarii, doleanțe, solicitări? Da, vă rog. Mulțumesc. Stimați colegi, am să mă adresez la prietori. Deși a fost aprobat regulamentul privind la comerț anul trecut și parcă am făcut regulă cu gheretele, eu cel puțin primesc tot mai multe semnale că noi le scoatem de pe o adresă și le mutăm pe altă adresă și oamenii se întreabă unde e regulă, ce e cu gheretele promise. Asta cele care activează. Dar zilnic primesc poze și mai, cel mai des de la sectorul Ciocana, unde stau unități de comerț, gherete, tonete, care nu sunt funcționale de ani de zile în curțile blocului și nu sunt evacuate. Și oamenii așteaptă un răspuns de la preturi cel puțin, unde se adresează, când vor fi ele scoase. Eu înțeleg că dacă problema este undeva de depozitare, băi, doamna primar, ea se rezolvă foarte ușor cu depozitare, dar ele trebuie evacuate, mai ales care stau, eu dat fiind că am fost până trecut în sectorul Ciocana mai multe grădinițe, am văzut în curțile blocului foarte multe garaje și gherete care ele nu sunt funcționale de ani de zile, nici nu sunt conectate la rețele de lumină. Eu vă rog tare mult, cel puțin acestea care nu au autorizație, nu sunt funcționale, care stau închise și urățesc curțile blocului, să fie evacuate. Și am câteva adrese, mai ales pe Pietru Zadnipru 5, pe acolo stau mai multe unități. Mulțumesc. Dacă îmi permiteți să răspund, noi am venit cu notă informativă împreună cu întreprinderea prestări servicii și am indicat câteva adrese. Noi la capitolul unde să depozităm, deja muncim de mai mult timp, dar nu le putem lua să le ducem, vă zic, în stradă. Și sper eu că în viitor apropiat, în viziunea dumneavoastră, pentru că este vorba de terenuri a direcțiilor noastre. Și din păcate, cei care gestionau direcțiile și gestionează, nu prea vroiau să ne permită să fim și noi alături de ei. Și sper eu să hotărască problema și atunci gheretele vor fi evacuate și duse. Eu vă rog și faceți o ședință săptămâna aceasta, faceți o ședință cei care sunt implicați direct. Domnul Tucer, dumneavoastră ca direcție de transport trebuie să-i ajutați împreună cu domnul Godea, identificați locurile, vedeți ce facem, lucrați împreună, nu lucrați iarăși că racul lebă, dar știu că unul trage și altul trage înapoi, unul trage înainte și altul trage înapoi. Aici am găsit încă o cerere, ține de porțile orașului. Domn Rățoi. Bună dimineața! Nu vă puteți imagina câtă bucurie era în ochii locatarilor de la porțile orașului când au început să demoleze buticurile din apropierea centrului comercial, dar la scurt timp am fost informați că de fapt ei se lărgesc cu business-ul, ceea ce ne-a întristat și mai mult. Verificați ce se întâmplă acolo cu lărgirea business-ului în zona dumneavoastră. Porțile orașelor. Verificați toată zona la porțile orașelor, că voi dumneavoastră aveți acolo, numai nu-mi raportați ca la comunism. S-a făcut 10 amenzi, toți țin de întreprinderile municipale Chișinău. Bine, aici sunt pentru dumneavoastră fotografii cu instalațiile de la salubritate. Bine, dacă nu mai sunt comentarii, dacă nu mai aveți nimic, vă doresc o zi frumoasă, plină de realizări, o săptămână împlinită și cu sărbătoarea mărțișorului care a venit săptămâna trecută. O zi bună!